Că de când a apărut acest pilot pentru Learning with PB, el a fost foarte popular. Probabil făcut ca un experiment al celor de la Adult Swim să vadă dacă așa ceva ar prinde, Learning with PB s-a bucurat de un foarte mare succes, iar acum vorbim deja despre o posibilă confirmare a seriei. Vorbim și despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți rupe două butoane de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentarul zilei vine de la iGabi, care spune: păstă medie, pastele. Yes, așa e. Adică dacă sunt paste, cu siguranță sunt peste medie. Learning with PB a fost un plot special, fiind începutul la ceva cu adevărat unic. Nimeni nu a crezut că acest serial chiar ar putea fi făcut, pentru că cei de la Adult Swim nu au confirmat, dar nici infirmat serialul. El nu a primit încă green light de la cei de la Adult Swim, dar lucrurile nu au rămas așa. Încep să apară din ce în ce mai multe semne că se dorește realizarea unui serial cu Learning with PB, iar semnele sunt mai evidente pe zi ce trece. Caz că nu știți despre ce e vorba, Come and Learn with PB a fost un short difuzat pe contul de YouTube a celor de la Adult Swim. Inițial, începând ca un desen destinat în special copiilor, acesta e o turnură dark, așa, atunci când o materie neagră formată din personajele vechi a celor de la Cartoon Network încep să fie corupt de aceasta. Practic, din ceea ce am văzut în acest short, PB trebuie să lupte cu vechile personaje Cartoon Network pentru a supraviețui. Ideea este că, până acum, Adult Swim nu a confirmat nimic, dar încep să apară numeroase semne cu privire la faptul că se lucrează la această serie. Pe lângă niște billboards care deja promovează seria în real life, Adult Swim a făcut și un special cu personajele principale din Learning with PB alături de cele OG de pe Adult Swim. Acest special a fost realizat ca un prank de 1 aprilie, dar lucrul pe care nu-l putem nega este că seria se bucură de o atenție destul de mare din partea celor de la Adult Swim. Ce ar putea însemna toate aceste lucruri? Well, în mod clar, aceste lucruri înseamnă că Adult Swim este interesat de dezvoltarea seriei. Această promovare a seriei a apărut și pe HBO Max, lucru care înseamnă din nou că creatorii sunt interesați de ea, pentru că de ce ar promova-o dacă nu își doresc și să realizeze o serie cu aceasta? Ideea este că da, am putea spune că a fost și o glumă de 1 aprilie, dar în același timp, Adult Swim folosește această dată pentru a lansa și lucruri. Să nu uităm de sezonul 3 din Rick și Morty, lansat pe 1 aprilie, despre care toată lumea zicea că va fi o glumă și chiar a apărut sezonul. Din ce se observă, interesul este acolo, deci cel mai probabil seria va veni. Iar dacă tot vorbim despre Adult Swim, uite aici un clip în care îți arăt de ce ar fi foarte fain ca unele din desenele vechi de pe Cartoon Network să fie readuse la viață de către Adult Swim. Dă un tip aici ca să vezi care sunt aceste desene.